Accident cumplit în raionul Călăraș. Un motociclist de 46 de ani a murit după ce s-a tamponat violent cu un camion. Tragedia s-a produs în data de 21 aprilie, aproximativ la ora 16 în localitatea Melești. La locul cumplitului accident a intervenit poliția, dar și ambulanță. Din păcate, toate încercările medicilor de a resuscita victima au ieșuat. Motociclistul a decedat la fața locului. Preliminar, oamenii lege au stabilit că impactul s-a produs după ce victima, din motive deocamdată neclare, ar fi pierdut controlul asupra direcției. Motocicleta acestuia a deviat de pe banda sa de circulație și a intrat direct în autocamionul care se deplasa regulamentar. Vehiculul de mare tonaj era condus de un bărbat de 45 de ani. Polițiștii din Călăraș au pornit o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea fatală.